Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Balanță. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Balanță sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți în viața voastră o balanță și vreți să știți ce se întâmplă cu această persoană în luna august, să scoatem o carte pe partea de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În primul rând aici, pe partea de dragoste, balanțele o să comunice foarte mult și foarte pasional în luna august. O să aveți dezbateri foarte îndelungate și foarte pasionale cu partenerul sau partenera voastră. Aici, pentru balanțele care sunt singure, e important în această lună să comunicați foarte mult cu persoanele de care sunteți interesați să începeți o relație. Comunicați pe diverse teme, pe diverse topicuri. Asigurați-vă că acea persoană este într-adevăr pe aceeași lungime de undă cu voi. E posibil ca o parte dintre balanțe să comunice aici cu cineva din străinătate, să fie niște comunicări, să fie niște discuții foarte pasionale, foarte aprinse, foarte focoase. Niște discuții care e foarte posibil să ducă în viitor la întemeierea unei relații. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici această carte vă îndeamnă să comunicați luna aceasta foarte mult cu partenerul sau partenera voastră și în același timp vă atrage atenția că e posibil să aveți mici certuri, mici ciondăneli, așa că nu luați lucrurile foarte personal și nu uitați să mai puneți și frână, să mai puneți și pauză atunci când este nevoie. Hai să clarificăm această carte pe partea de dragoste, această energie de iubire pentru nativii din balanță. E foarte frumos aici mesajul. Magicianul ne spune că în această lună, în august, balanțele creează în viața lor sentimentală exact ceea ce își doresc. Puteți să creați mult de muncă, mult efort, multă greutate sau puteți să creați mult ajutor, mult suport, susținere. Alegerea este a voastră și de aceea e foarte important în luna august să vă măsurați cuvintele, fiindcă aici cuvintele voastre efectiv se transformă în realitate. Și dacă nu sunteți conștienți de această putere pe care o aveți în luna august, riscați să manifestați, să atrageți în viața voastră lucruri pe care nu vi le doriți, lucruri grele, lucruri dificile, certuri, probleme, contradicții, când la fel de bine ați putea să manifestați, să atrageți în viața voastră susținere, ajutor, o energie plăcută și coezivă între cei doi parteneri. Alegerea este a voastră. Fiți conștienți de această putere pe care o aveți. Fiți conștienți că fiecare cuvânt pe care îl spuneți, tonul vocii pe care îl folosiți, intonația, pauzele, viteza cu care comunicați, toate aceste lucruri o să aibă un efect mai profund decât vă imaginați asupra partenerului sau partenerei voastre. Și atunci când sunteți conștienți de această putere pe care o aveți, puteți să manifestați în viața voastră tot ceea ce vă doriți. La urma urmei, această discuție pasională poate să fie o ceartă care vă dă dureri de cap, sau poate să vă ajute să ajungeți pe aceeași lungime de undă cu partenerul sau partenera voastră și să faceți front comun. Alegerea este a voastră. Efortul este la fel de mare, fie că vreți să vă certați, fie că vreți să vă împăcați. Dar voi ce preferați să faceți aici în această lună? Că la urma urmei, puterea e în mâinile voastre. Trebuie să vă asumați acest lucru, că magicianul este puterea voastră. Practic, în toată luna august, voi o să aveți Mercur, da? Planeta reprezentată de această carte, în casa a 12-a, subconștientului. Și de acolo o să se manifeste niște lucruri pe care nici măcar nu vă dați seama că voi le-ați creat cu mânuța voastră, cu vorbele voastre, cu gândurile voastre în viața voastră. Așa că fiți atenți, fiți conștienți și controlați-vă.
controlați-vă puterea. Mai departe, în privința sănătății, aici avem 6 de monede, aceeași carte care a ieșit și pentru zodia Gemeni pe această poziție. Aici balanțele și gemenii s-ar putea să aibă niște lucruri în comun în privința sănătății. Cu 6 de monede e important în luna august să faceți analizele, să mergeți la medic, să mergeți la terapeut, să mergeți la dentist, la oftalmolog, la orice medic trebuie să mergeți. Să nu vă fie frică de costuri, pentru că aici o să primiți un ajutor. Fie un ajutor din partea familiei sau e posibil ca o rețetă să fie compensată sau gratuită, ca un set de analize, să nu trebuiască să-l plătiți, să fie acoperit de o asigurare medicală sau ceva de genul acesta. Aici costurile nu o să fie o problemă. Dacă acesta era impedimentul care vă ținea în spate, renunțați la acest gând, pentru că aici lucrurile o să se așeze, o să se rezolve de la sine. Hai să clarificăm partea de sănătate pentru nativii din balanță în luna august. Pentru acele balanțe care au copii mici sau adolescenți, aici e posibil ca aceștia să aibă mai mare nevoie de ajutorul vostru, de susținerea voastră și de atenția voastră în această lună. O să fie mai mămoși, mai lipicioși, mai dificil oarecum copiii voștri, dar aici nu e nimic ce să vă îngrijoreze, e pur și simplu o etapă. Pentru toți ceilalți, aici regina de monede vine și confirmă ce v-am spus până acum. Partea financiară nu o să fie o problemă. O să puteți să achitați toate facturile, toate plățile pe care trebuie să le faceți aici pe partea de sănătate. Și cu 9 de cupe pe această poziție de clarificare, văd că fie tratamentul o să fie mai ușor decât v-ați așteptat, s-ar putea să dureze mai puțin sau să nu fie chiar atât de nasol, chiar atât de greu, fie e posibil pentru o parte dintre voi să aflați până la finalul lunii că v-ați vindecat, că nu mai aveți probleme, că ați lăsat în urmă această problemă de sănătate. Și pentru toată lumea e important în luna august să ascultați de mesajul pe care vi-l trimite aici Marea Preoteasă, să vă ascultați instinctele, să vă ascultați corpul atunci când vă transmite mesaje de alarmă, pentru că organismul vostru comunică cu voi în fiecare clipă. Doar că uneori, din cauza problemelor sentimentale, din cauza problemelor de la locul de muncă, nu ascultăm aceste mesaje pe care corpul ni le trimite. Și aici Marea Preoteasă vă atenționează că în luna august nu e ok să ignorați ce vă transmite corpul, ascultați-vă organismul. Fiindcă organismul vostru vă spune ce are nevoie și nevoile acestea nu sunt ceva ieșit din comun. Sunt niște lucruri simple, de bun simț, pe care le puteți face zi de zi, astfel încât să vă îmbunătățiți starea de sănătate. De asemenea, cu 9 de cupe și Marea Preoteasă, e important în luna august să beți suficientă apă, să vă hidratați, să aveți tot timpul o sticlă de apă după voi, cu regina de monede și 6 de monede, să încercați să mâncați mai multe salate, să mâncați mâncare mai puțin procesată, fiindcă aici toate aceste aspecte ale dietei și ale hidratării riscă să vă creeze probleme de sănătate în această lună. Dar iarăși, sunt niște probleme pe care le puteți evita foarte simplu, foarte ușor. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei voastre, aici avem Hierofantul, Marele Preot, combinat cu energia de 5 de monede. O carte care ne arată că în luna august, balanțele o să aibă de-a face cu diverse instituții, publice sau private. S-ar putea să trebuiască să obțineți niște acte, niște avize, niște permise, să obțineți niște documente, fie de la o companie la care ați lucrat în trecut, fie de la actualul angajator. Aici e vorba de umblat cu acte și cu hârtii dintr-o parte în alta. Și toată această birocrație s-ar putea să vă dea mari bătăi de cap, să vă dea dureri de cap de-a dreptul, dar dacă vă aduceți aminte că aici lucrurile trebuie făcute într-un mod tradițional, într-un mod clasic,
că nu prea e loc de inovare, trebuie pur și simplu să citiți regulile foarte atent și să jucați după regulile jocului, puteți să obțineți ceea ce vă doriți, puteți să obțineți permisul de muncă, puteți să obțineți creditul pe care vi-l doriți, obțineți absolut tot ce vă doriți aici. Nu e foarte complicat, aveți ajutor la îndemâna voastră, trebuie doar să cereți ajutorul și mare atenție, citiți tot timpul legislația, citiți tot timpul notele de subsol, asigurați-vă că citiți orice contract înainte să-l semnați, mai ales aici în luna august. Hai să clarificăm puțin partea de carieră, bani, situație financiară pentru balanțe pe luna august. Da, sunteți nemulțumiți de faptul că lucrurile se mișcă încet și că trebuie să faceți totul ca la carte, că trebuie să completați 1000 de cereri și de mână și online și într-o 1000 de feluri. E clar că e frustrant, dar asta e birocrația și trebuie să jucăm după regulile jocului. Partea pozitivă este că până la finalul lunii puteți obțineți ceea ce vă doriți. Aici îndrăgostiții ne arată că ambele entități din această afacere o să iasă mulțumite la urma urmei și voi și instituția cu care aveți de-a face o să obțină ceea ce își dorește, doar că o să dureze mai mult decât v-ar plăcea vouă să așteptați și cu cinciul de cupe văd că o să faceți niște greșeli pe drum. O să faceți aici 3 greșeli și de-abia din ultimele 2 încercări o să vă iasă bine. Și la ce se referă aceste greșeli? Fie completați formularul greșit de 3 ori și de-abia la final vă luați inima în dinți și întrebați pe cineva ce acte trebuie de fapt să completați. Fie nu citiți contractul bine și de-abia la final vă dați seama că lipsea o literă din numele vostru sau o cifră din CNP. Fie, nu știu, faceți alte greșeli aici de judecată și de procedură și aici cavalerul de monede vă obligă să refaceți și să refaceți și să refaceți până când lucrurile o să iasă bine. Nu vă îngrijorați pentru că până la final toată lumea o să fie mulțumită, doar că o să dureze puțin mai mult decât v-ar plăcea vouă până când o să ajungeți la acest punct terminus, la acest punct final. Fiți atenți mai ales în jurul datei de 8 august, de 22 și 23 august, pentru că atunci s-ar putea să se întâmple niște lucruri importante aici cu actele voastre, cu cererile voastre, cu proiectele voastre. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să scot și o carte din aceste carduri Puterea Gândului, un mesaj suplimentar pentru nativii din balanță pentru luna august. Hai să vedem. Gândul frumos pentru balanțe este următorul. Merit tot ce este mai bun și accept tot ce este mai bun acum. Sunt înzestrată mental și emoțional să mă bucur de o viață prosperă și plină de iubire. A merita tot binele este un drept din naștere. Îmi revendic acest drept. Un mesaj foarte frumos pentru nativii din balanță. Amintiți-vă de acest lucru pe tot parcursul lunii august, mai ales atunci când aici o să intervină niște întârzieri sau când aici copiii voștri o să fie mai lipicioși și o să aibă nevoie de mai multă atenție decât v-ați dori voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, nu uitați și de etalările zilnice care le-am pregătit pentru voi și vă îndemn să vă uitați pe canalul meu de YouTube unde am pregătit o grămadă de alte surprize pentru voi. Nu o să vă spun mai multe, vă las să descoperiți pe cont propriu. Pa, pa!